ce reprezintă fotbal pentru mine, nu e vorba doar de un meci o dată la săptămână, e mai mult decât atât. De obicei, anturajul ți-e conturat cu cei din peluză, ieși cu ei la o bere, la o poveste, vorbești de acțiunile celorlalte peluze, te mai gândești să vopsești un steag, să faci un mesaj. Pe scurt, aș putea spune că e un stil de viață. The concert. The night and the concert. The party and the concert. The music and the concert. And the crowd that sings. And the crowd that sings. And the crowd that sings. Ce se deosebește un suporter simpatizant față de un fanatic? Îți dai seama foarte ușor de locul în care stau ei pe stadion, în special fanaticii stau în galerie, în peluză, iar simpatizanții stau în tribună. Ei nu participă la deplasări mai deloc, să zic așa. Se ridică la goluri, aplaudă. De obicei sunt persoane care vin așa la un meci o dată pe săptămână. În timp ce fanaticii stau în galerie, fac steaguri, mesaje, se rivalizează cu cealaltă galerii, cântă tot timpul meciului, merg în deplasări. Pentru ei, să zic așa, e un stil de viață, ceva care îi reprezintă în mare parte. De ce sunt din ce în ce mai puțini suporteri pe stadioanele din România? Păi, în primul rând, legea 4. Înainte de legea 4, stadioanele erau pline. Peste tot vedeai stadioane full, cu casa închisă. Momentan, cu legea 4, riști să iei ani de pușcărie. Pe lângă asta, implicit și dosarul penal. E același lucru cum a prins o torță și de revelion dai ceva artificii și nu păzești nimica. După aceea, corupția din fotbal. Am văzut cât s-au băgat DNA-ul la închisoare pentru asta. E un fotbal foarte corupt. Salarul care se învârte undeva la 12-14 milioane, cam cele mai mici. E greu să mergi într-o deplasare în atât, te costă cel puțin 1 milion. Și nu-ți permis tot timpul. După aceea, faptul că durează foarte mult. În România nu avem autostrăzi, așa că o deplasare din Cluj până în București îți ia 7 ore. Dus, întors, cât mai stai la meci, după aceea dacă lucrezi a doua zi ai facultate, ești cam terminat. Nu mai zic de Astra Giurgiu, în care durează și 10 ore. Cam astea sunt motivele. Am aflat de la Angelo ce înseamnă să fii un fan înfocat al unei echipe de fotbal. Iubirea pentru culori, echipă, tribună este de necontestat pentru unii, iar pentru alții este un fenomen străin. Să vedem cum observă fenomenul persoanele din exterior. Sunt niște oameni sufletiști care fac toate chestiile astea din dragoste pentru un club sau pentru o echipă, care fac multe sacrificii din punctul ăsta de vedere, pentru că nu e ușor să fii suporter, pentru că implică și costuri financiare până la urma urmei. Necunoscând cu exactitate fenomenul, nu mă pot pronunța, însă tot ceea ce știu despre suporteri am aflat din mass media, din presă. Am impresia că aceasta se focusează mai ales pe părțile negative ale suporterilor, pe
scandaluri, pe certuri. Cred că atmosfera din galerie este cu totul alta decât ceea ce ne este prezentat. Renunț? Nimic, nimic n-am putea. În momentul de față sunt și la facultate, lucrez, nu văd ce m-ar putea trage în jos, în viitor, nu? Să zic așa, dacă aș avea o familie, nici așa, mi-aș face timp. E o plăcere, nu e minus deloc. Cum am zis, un stil de viață, nu renunț niciodată.